În această seară, în studioul ăla, avem ca invitat pe preotul Maxim Elinte. Bine ai venit, Maxim! Bine v-am găsit! Am câteva întrebări care mă tot scodeau de o vreme, de ceva vreme în urmă, și vreau să aflu răspunsul la aceste întrebări. Deci, haideți să începem. Prima întrebare ar fi, cum trebuie să fie să se prezinte un preot al secolului 21? Și aici mă refer la următoarea situație. Când oamenii văd că preoții au de toate, telefon mobil, o mașină, nu importă că e lux de lux sau simplă, au o casă, un apartament, oamenii încep a vedea lucrurile astea negativ, încep să-i judece pe preot. Are dreptul el oare la telefon mobil? Are dreptul el să cânte, să danseze, să, nu știu, să conducă o mașină? Sau el trebuie permanent să stea în chilie, să se roage, să stea în biserică și să slujească doar Dumnezeu? Cel mai bun și cel mai potrivit exemplu pentru mine, ca preot, este Mântuitorul Hristos. El mă învață pe mine cum să mă compor și ce trebuie să fac eu. Mântuitorul Hristos se afla mereu în mijlocul oamenilor și oamenilor diferiți. Diferită origine socială, gen, caracter, apartenență politică, apartenență religioasă, confesională, pentru că el a vorbit și cu păgâni și cu iudei. El niciodată nu a ales în jurul lui să fie înconjurat de oameni VIP, de oameni sfinți. Cunoaștem că și ucenicii lui Hristos au fost oameni modești. Nu erau demnitari, nu erau politicieni. Pescari, lemnari, medici, era Matei doar care a stat la vamă. Bine, el nu era chiar vamist, așa cum o înțelegem noi în sensul nostru de astăzi. El doar ședea și percepea impozite de intrare în Ierusalim. Deci Hristos practic niciodată nu s-a retras din lume, doar pentru anumite situații când dorea să se roage într-o formă intimă, și atunci lua cu el măcar 3 ucenici. De ce? Pentru că se demonstreze că rugăciunea trebuie să fie mereu în comun. Deci rugăciunea trebuie să fie în prezența oamenilor și cu participarea oamenilor. Da? Deci nu pot eu singur să fac liturghie ca preot, la care să nu se roage măcar o singură persoană și la care să nu se împărtășească măcar o singură persoană. Atunci liturghie este egală cu zero. Deci asta așa ca o introducere, ca să vă dați seama că preotul nu poate să se autoizoleze din lumea aceasta, mai ales dacă vorbim de preotul secolului 21. E bine, noi am avut și vedem diferite exemple în mass media, preot biker, preot care practică karate, preotul care cântă în scenă, mai puțin cred că preoți care dansează la noi, în Republica Moldova. E normal asta? Eu o să vă dau un exemplu. Eu am fost 2 ani în Grecia. Acolo orice preot este în mod obligatoriu, are această caracteristică de a purta haina aceasta neagră. Preotul merge și în piață, și în supermarket, cafenea, restaurant, oriunde, merge în forma aceasta. Și nimeni din greci niciodată nu a făcut, wow, un preot a intrat în cafenea, bea cafea sau bea o bere. Deci pentru greci mai grav ar fi să vadă o persoană, un vecin de lor care știu că el este preot, dar fără formă. Mai mult decât atât, preoții greci dansează la nuns. Dansuri populare, tradiționale grecilor, și chiar există așa o regulă, așa un obicei, la sărbătorile mari, cum ar fi la noi hram sau la nunți, preotul scoate lumea la dans. Primul dans dansează preotul cu mireasă. Da, deși este ceva firesc, chiar că așa, în formă el dansează. Și nimeni nu spune că, wow, preotul dansează, cum? E un eșec, oi, e rău. La noi, însă, alte situații. Dacă vezi un preot îmbrăcat în strai, dar și mai îmblă preoții ăștia atâta, da? Pentru secolul 21 e ceva straniu, mai ales în contextul european, că noi trebuie să respectăm și pe ceilalți apartenențe confesionale și ca să nu obosim, să nu plictisăm pe cei din jur.
Pentru mine este dificil să merg un an împrejur în stradă. Eu nu am transport personal și îmi imaginez pe timp de iarnă sau pe timp de toamnă această târzie, când sunt ploi, când este murdărie această în stradă, aș fi foarte urât în fața oamenilor cu straile mele murdare. Și mai ușor mă vedea în blugi și la costum decât în straile este murdare, pentru că e ceva firesc. Acum, dacă vorbim despre faptul că preoții au sau nu au mașini, mă întorc în greci. Nu am văzut niciodată un preot grec într-o mașină de lux. Chiar dacă are cineva o mașină, chiar și episcopul, mitropolitul, uneori chiar la volan, uneori pe jos cu valize, cu lucrurile lui personale, și dacă e cu mașină, el singur la volan și o mașină modestă. De mâna a doua, ceva de gen Volkswagen Polo, da? Foarte simplu. Deci nu, eu nu am văzut niciodată mașini de astea, poate pentru unele activități așa personale, da, trebuie să vadă ceva. De ce? Pentru că lumea în Grecia foarte bine cunoaște unde trăiește preotul. Are comunicare vie cu acest preot. Și la greci nu apare întrebare din ce bani a cumpărat el mașină. Pentru că adesea însuși comunitatea procură achite, chirie pentru preot din localitate, din cartierul lor, că el să fie permanent în mijlocul lor, achit, eu știu, chirie pentru autoturism sau chiar îi plătește o mașină mai simplă, mai veche, dar el se poate circula și să fie accesibil pentru orice necesitate a creștinilor. Acolo există comunicare. La noi este altă situație. Noi am trăit o perioadă în regimul sovietic. Și practic noi încă n-am ieșit din acest regim, la propriu și la figurat. Și mentalitatea oamenilor a rămas aceeași, că preotul, pe de-o parte, trebuie să trăiască o leacă mai bine decât om simplu, el poate să permite și o mașinică, poate să permite și o casă, un beș, un garaj, dar pe de altă parte avem oameni care consideră că preotul nu poate să-și permite lux atâta timp cât restul oamenilor sunt săraci. Atâta timp cât oamenii care aduc jertfă la biserică, ei sunt practic contribuabili ale preotului. El ajută pe dânsul să ajungă la ceea ce este el în prezent. Și ca concluzie la prima întrebare. La noi nu există participarea vie a creștinilor în biserică. La ce mă refer? Se cunună într-o biserică, botează copilul la altă biserică, când e vorba de împărtășit, de spovedit, se duce la trei biserici. El nu are apartenență la o comunitate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că el nu contribuie la viața acestei parohii, acestei biserici, acestei comunități. Respectiv, el nu știe cu ce trăiește și cu ce se confrunte sau ce probleme sau ce obiective are această comunitate. Și respectiv, el nu este membru activ. El nu știe că el poate lua decizii și a da propuneri pentru îmbunătățirea vieții acestei comunități. De exemplu, noi în localitatea Ghidighiș împărțim cereri de membru al comunității. Da, Ghidighiș are 5.000 de locuitori, dar nu toți sunt membri acestei comunități. Cineva pleacă la oraș, cineva nu vine la biserică. Din 5.000 de locuitori, eu nu pot spune că toți sunt membri activi. Acum, acești care îndeplinesc cerere, îi scriu cât pot contribui lunar, trimestrial, pentru viața bisericii, pentru viața comunității. Respectiv, ei nu plătesc alte servicii, alte slujbe. Ei sunt donatori. Din toată suma aceasta care se adună, eu fac raport la ce au fost și unde au fost repartizați acești bani. Suma X pentru salarizarea lucrătorilor, suma Y pentru plățile comunale, suma Z pentru activitățile sociale, educaționale, sportive, care desfășurăm noi regulat în comunitatea noastră. Deci, atâta timp cât creștinul, cetățeanul, va cunoaște
unde pleacă bani care el donează. Atâta timp cât va fi transparența decizională și financiară din partea bisericii, o să dispar întrebări de genul de unde părinte are mașină, de unde el are casă, pentru că el n-aș permite să-și cumpere lucru scump, luxos, atâta timp cât el știe că el este dependent de venitul acestor oameni. Și tot referindu-l la Apostol Pavel, eu odată am spus că dacă Apostol Pavel ar trăi în secolul 21, el ar folosi toate instrumente care îi ușura activitatea lui misionar. Eu de ce am început cu asta? Pentru că trăim într-o ieră modernă și această ieră tot se modernizează pe an ce trece și nu știu unde vom ajunge, într-un viitor mai strălucit de Doamne. Eu sunt de acord cu ceea ce spui tu, pentru că și eu consider că un preot trebuie să fie modern, trebuie să fie în pas cu lumea, dar să respecte, cum spui, canoanele respective pentru a nu se da într-un desfrâu de goh, hai să spunem așa, de rușine sau în văzut tuturor. Părinte, uite, a doua întrebare care mă preocupă este de ce sunt necesare gradațiile în sfera bisericească? Deci avem mitropolit, avem arhiereu, protoiereu, diacon, avem preot simplu, da? Deci sunt niște nivele de gradații. Nu crezi că aceste gradații dăunează într-un fel sau altul? Există o dominare unul asupra altuia, un tatăș care coordonează toți fiii. Nu crezi tu că prin aceasta se dezvoltă așa numită mituire? Mă rog, chestii mai puțin plăcute, pentru că dacă e să observăm în religia iudaică, există doar rabini, da? Mă rog, poate fi un rabin, mai spunem, a tuturor rabinilor, da? Un sfătuitor. De-aia și am vrut să întreb, care este rostul lor? Ierarhia e vine din epoca Bizanțului. Ceea ce avem noi astăzi vine așa mai încoace. Deci lucruri care au pătruns imediat după ce biserica a căpătat libertate. Până în secolul al III-lea, biserica a fost creștinismul, a fost prigonit, da? Au fost împărați păgâni care nu au tolerat creștinismul, care nu au tolerat această nouă credință și primii creștini, cunoaștem, au fost și primii mucenici. De momentul ce creștinismul a căpătat libertatea în Imperiul Bizantin, dar trebuie să fim foarte atenți că libertatea aceasta a fost bine gândită de către conducere, de către cei care guvernau Imperiul Bizantin, pentru că creștinismul deja s-a răspândit practic în mare parte a Imperiului și era imposibil să conduci această masă și de aceea a fost nevoie de oferit lor drept de cetățean. Drept de cel care va plăti impozite rang la fel cu ceilalți cetățeni a Imperiului Roman. Din momentul ce Imperiul oferă dreptul și libertate, conducerea a început să dicteze unele lucruri. Să influențeze biserica. Biserica a pătruns ierarhie. Biserica a pătruns multe lucruri care vin de la împărați. Straie, gradații, mișcări, așezările, tot fel de ritual, el vine din epoca bizantină. Când împăratul și patriarhul, liderul bisericii creștine, au devenit persoane foarte importante și egale. Da? Acei doi vulturi, da? Din drapelul bizantin. Da. Deci, patriarhul și împăratul. Ei conduceau. Același lucru au preluat și Imperiul Rus. Da? Țarul Rus. Au fost situații când biserica nu doar s-a implicat, dar și-a influențat mersul istoriei. Perioada politică s-a implicat în așa fel că au suferit nu doar guvernanții sau boieri, au suferit toată țara. Deci prima problemă care văd eu, biserica a devenit sub stăpânirea statului.
Și atâta timp cât statul conduce, el își impune regulile proprii, care să fie similare, egale cu cele din stat. De exemplu, multe distincții care poartă preoți în ziua de astăzi, ia că în spațiul nostru, hai să spunem, patriarhie rusă, da? Crucele diferite, acele cămilevci, scufii, mitre, asta tot vine din Imperiul Rus. Întâi mitra a fost purtată doar de ierarhi, da? Această cușmă cu icoane, da? Rotundă așa. Da, 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 da. Apoi, hai să acordăm cinstea unui stareț de mare mănăstire, da? Hai să mai dăm și altcuiva. Și aceste decorații, aceste onoruri vineau de la împărăteasa Ecaterina sau de la împărat. Ca să-și manifeste un respect față de o persoană numită. Până la urmă, cunoaștem foarte bine când împăratul Petru I anulat patriarhie în Rusie și a prefăcut-o într-un minister care a fost condus de un laic, de un ober-procuror, atunci au fost impuse și unele gradații care să fie percepute exact ca și în celelalte instituții. Militare, eu știu, politice și așa mai departe, de cancelare. Iată de unde vine toată treaba asta. Interesant. În realitate, Hristos nu percepe ierarhie. Pentru că, iarăși, noi vorbim astăzi foarte des despre Apostol Pavel. El spune foarte clar, nu există bărbat sau femeie, bogat sau sărac, sclav sau stăpân, iudeu sau elin, adică grec, toți suntem egali în Hristos. Da. Deci creștinismul autentic, el nu percepe diferențiere. Da, în fruntea comunității stă un lider. Fie că este episcop, fie că este preot. Dar asta nu înseamnă că el stă deasupra oamenilor. El nu se ridică în Olimp. Și ceea ce spuneai despre rabini, până la Hristos, până la strămutarea evreilor în captivitatea babiloniană, și în iudaism au existat aceste gradații. Era arhiereu, erau preoți și erau diaconi. Și eu vreau să spun un lucru pentru care mulți o să supere, că noi de fapt am revenit un pic la sistemul acela vechi testamentar. Acolo vine această gradație. Care este totuși logica crucificării lui Iisus Hristos? Nu crezi că totul asta a fost în zadar? Pentru că vedem că oamenii păcătuiesc în continuare tot mai grav, aceleași omoruri, violuri, ucideri. Nu văd un sens normal. Da, a fost mai mult pentru ca să ne demonstreze nouă că a înviat. Adică nu înțeleg sensul. Noi nu am devenit cu nimic mai bun decât până la crucificare și după crucificare. Aici e tot misterul dragostei părintești. Ar trebui să învățăm o lecție din asta, nu? Foarte corect. Dar noi nu am învățat nimic. Aceleași lucruri se întâmplă ba și mai grav. Ideea este că prin această crucificare sau prin această moarte pe cruce, Hristos a vrut să demonstreze cât de mult ne iubește pe noi Tatăl. Așa spune în Evanghelie, atât de mult a iubit Dumnezeu pe noi, încât o trimis pe unicul său fiu, adică pe Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu moară și să aibă viață veșnică, adică să se mântuiască. Acum hai să vedem care este problema de logică, da? În zadar sau nu în zadar. Mă dau bine seama că atunci când spui de faptul că uite câte crime au loc la noi în lumea noastră, vorbim nu doar de Moldova, sau în special Moldova, hai ce să ne ducem noi în altă parte, da, vorbim de țara noastră. Eu acum mă întorc un pic în 2014, această dată semnificativă pentru mine în special, pentru că în anul acela a fost recensământ și anul curent au fost anunțate rezultate acestui recensământ. Chipru 97% aproximativ 97% din
respondenți au declarat că sunt creștini ortodoxi. Și eu atunci am spus stop, nu cred. Nici eu. Nu cred. Și într-o misiune, primăvară, eu am spus că maximum sunt 20%. Dar am exagerat. Am exagerat. Și pentru vorba asta am primit peste cap. Că de ce am redus eu cifra aceasta, că totuși e cifra destul de mare, că noi avem solicitări pentru botezul, pentru cununii, pentru mine personal, acesta nu este rezultat. Noi nu trebuie să vorbim despre cantitate, ci despre calitate. Da. Noi foarte tare ne temem de cifre și foarte tare ne axăm și ne bazăm pe aceste cifre formale, care de fapt nu sunt veridice. Eu, cu toată certitudine, pot să spun că reprezentanții altor confesiuni, martorul Iehova, poate și din protestanți, au declarat creștini ortodoxi pentru ca să nu aibă probleme pentru viitor. Noi avem acum experiența Federației Rusă, unde s-a pornit o luptă foarte mare împotriva altor confesiuni care nu aderă sau nu declară că sunt ortodoxi. Deci lucrul acesta este inadmisibil. Deci noi nu trebuie să luptăm cu oameni, noi trebuie să luptăm cu caracterul nostru, cu comportamentul nostru. Nu este problema persoanei X, că el a devenit iehovist, cum spune noi, sau baptist, sau adventist. Este problema bisericii noastre sau a preoților noștri și nu în ultima instanță a creștinilor noștri, care nu au făcut cunoscut oamenilor un Hristos autentic, un Hristos evanghelic, Hristos care iubește, Hristos care iartă, Hristos care caută pe fiecare zi și noapte. În realitate, ce avem noi? Noi vedem pe un Hristos care dușmănește, care se aruncă cu pietre, care pedepsește, care trimite cu tremur, că așa la noi spune. Una, două, când e cu tremur sau o căzut primăvară zăpadă, gata, Dumnezeu i-a pedepsit. Păi stai o leacă. Dacă Dumnezeu a creștinilor ar fi cel care pedepsește, el nu ar fi strimat pe fiul său să moară pe cruci. Și foarte corect ai spus tu undeva că nu s-a schimbat nici pe la moarte, nici după moarte. Aici este totuși micrie, dacă îmi permiți. Tot miezul dragostei dumnezeiești. Hristos a murit pe cruce. Noi încă nu am cerut iertare. Noi încă nu ne-am asumat pe deplin această jertfă, dar el deja spune, se roagă către Tatăl, Doamne, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Deci îți dai seama cât de profundă este jertfa lui Hristos. Noi încă nu am deschis gură. Nici nu ne-am dat seama ce a făcut Hristos pentru noi, dar El deja cere ca să fim iertați. Pentru că asta este ultima jertfă, este ultima instanță, este ultima șansă pentru noi ca să recăpătăm dialog cu Dumnezeu, ca să recăpătăm viața veșnică, mântuire. Toată viața noastră trebuie să se axeze pe milă, milostenie, dragoste, compasiune. Bun. Dumnezeu pentru tine. Bine, am să pronunț câteva cuvinte, dar în sensul bun al cuvântului. Este o energie, un bătrân cu barbă lungă, deasă, așa cum ne este prezentat nou pe diferite icoane. Un microb, nu știu, un organism ciudat, un cosmos. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Și a doua mică întrebare ar fi, de ce totuși Dumnezeu l-a creat pe om și toate cele alte vietăți de pământ? Bună întrebare. Sincer vorbind, atunci când mă rog, fie acasă, fie în biserică, la liturghie, fie în alte situații, chiar dacă privesc icoană, chiar dacă în fața mea stă chipul Mântuitorului pe icoană zugrăvită sau pe o cruce, eu nu-l privesc imaginar. Eu văd pe Dumnezeu dincolo de această imagine. Pentru mine... Trup și suflet.
Păi, bine, hai să nu spunem în trup, da, în carne, eu nu-l văd în carne, eu nu încerc să-l imaginez cumva în cap, cam cum arăta el cu barba, cum a exprimat tu, sau fără barba. Pentru mine nu este important lucrul acesta, pentru că eu mă rog din inimă. Și inima nu-mi cere o reprezentare clară în ce haine este îmbrăcat Hristos, ce vârstă are El, care 30 sau 33 sau este mai bătrân, nu mă interesează lucrul acesta. Relația mea cu Dumnezeu este una foarte simplă și eu nu-mi schițez un puzzle ca să văd cum arată Dumnezeu. Chiar dacă privesc icoana, chiar dacă în fața mea stă o imagine unde este zăgrăvit Hristos sau ucenicii sau altă icoană. Deci eu văd dincolo de această imagine. Nu că e mai abstract, dar îl văd cu sufletul, cu inima. Și nu neapărat să fie clar cum stau mâinile în situația respectivă când el vorbește cu mine. El stă așezat sau stă în picioare sau stă culcat. Nu este important. Iar a doua întrebare la care o să încerc eu să răspund vine din răspunsul precedent. Când am vorbit despre moarte pe cruce, care a fost făcută din dragoste. Ceea ce a făcut Dumnezeu, lumea, universul pe om, a făcut din dragoste. Și a făcut desăvârșit, frumos, excepțional. Ceea ce avem noi astăzi sunt consecințele intervenției omului. Cataclisme, poluarea aerului, crime, asta tot au făcut omul. Nu Dumnezeu a fumat țigară și a aruncat pachetul de la Marlboro în stradă. Dar nu Dumnezeu a mâncat chipsuri și a zvârlit la stație de autobuz. Ci omul a făcut lucrul acesta. Astea sunt rezultatele care ne oferă deja natura, că e deja sănădușă de această crimă care face omul. Eu adesea mă uit la emisiunile cu natură. Și mie tare îmi place cum vorbește prezentatorul despre viața animalelor. Uite, acolo unde a călcat un animal, acolo crește un copac. Acolo unde a călcat omul nu mai crește nimic, sute de ani. Da? Ai observat lucrul acesta. Deci ceea ce aduce omul cu mâna și cu piciorul lui, este doar o distrugere. El nu respectă creația lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu? A făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Iată chipul. Când privești icoană, îl vezi pe Hristos exact cum arătăm și noi. Da? Nasul, ochii, urechi, mâinile, picioare, da? Deci el nu este ca Hare Krishna cu 3, ăsta cu 6 mâini sau cu 4 mâini, da? Deci exact așa cum suntem și noi. El nu se diferențiază. El a făcut pe noi exact așa cum a vrut el și cum se vede el pe dânsul. Cineva spunea că este o vorbă că nu i-a dat și inteligența lui omul. O dat toate. O dat toate, dar le-a risipit omul pe parcursul vieții. Și continuă să le risipească. Asta e chipul și semânare. Asemânare pe la spate, da? Când vorbim noi pe oameni? După spate, da? Când copilul sau cel mător se pregătește de a fi scufundat în apă botezului, el este uns cu ulei. Fruntea, pieptul, spatele, urechile, mâinile și picioarele. Și eu de fiecare dată explic ce înseamnă pieptul, spatele. Deci Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănare. Iată, asemănare după fapte. Noi am pierdut acest lucru. Da, noi avem chipul lui Dumnezeu, dar asemănare. Nu ne asemănăm după faptele, după trăire. Și Dumnezeu ne-a făcut pe noi perfecți. Nu a făcut nimic urât în om. El nu a făcut pe om bolnav. El nu a făcut pe om să sufere. El nu a făcut pe om muritor. El a făcut pe om să trăiască veșnic. Dar omul refuză. El ignoră în fiecare zi. Prin comportamentul lui. Dar știa el oare asta? Că o să vină timpurile când oamenii vor trăi astfel. Fără doar și poate el știa lucrurile astea. Dar el din start a respectat libertatea noastră. Drepturile omului respectat din rai. Deci drepturile omului vin din paradis. Fii atent. Ce a făcut Dumnezeu? A spus că din toată grădina poți mânca ce vrei. Numai dintr-un singur pom. Nu te atingi.
ce face Adam și Eva? Știi, da? Foarte bine că au mâncat acel fruct interzis, da? Ce a făcut Dumnezeu? A încălcat libertatea lui Adam. Da, că mulți se întreabă, dacă Dumnezeu a știut că Adam o să păcătuiască, de ce nu l-a oprit pe dânsul? Sau măcar să fie iertat, să mi-ai dă o șansă. Stai, stai un pic, stai, cam o să explic. Dar de pe rând să vedem. Deci Dumnezeu a respectat libertatea lui Adam. În ce anume? Să în actul, a, în actul de sfârșit, de, da. Da, el a respectat, da. Da. Deci el nu a dat peste mână. Adam, băi, ți-am spus, nu umbla la fructul și s-a interzis. I-a dat voie. Mm-hmm. Merge mai departe. Au mâncat Adam și Eva acest fruct interzis. Dumnezeu aplică deodată pedeapsă. Bine, nu cunosc bine, știu că au fost izgoniți în pipă. Hai să explic. Sau, mă rog, cum spun alții, raiul a fost ridicat. Hai să explic. Adam și Eva îi se deschid ochii, văd că sunt dezbrăcați și se ascund după tufar. În timpul acesta, spune Biblia, Dumnezeu se primblă prin rai. Și face, cum zici moldovan, pe neznaiu. Îl strigă, Adame, unde ești? Dumnezeu care știe toate, care vede toate, de ce face lucrul acesta? E de prima șansă să se căiască. Da? Cum ne făceau nouă părinți când eram mici? Hai că tu ai frați, dar eu nu am nici o frate, nici o soră. Și dacă eu spunem că nu eu am făcut lucrul ăsta, mama știe că eu am făcut. Dar de ce m-a întrebat pe mine cine a făcut lucrul acesta? Ca să învețe pe mine să răspund pentru faptele mele și să fiu conștient de consecințele care au avut loc în momentul respectiv. Tu n-ai încotro, mai puteai să dai cu da, da, săgeți peste bade sau peste așa. Dumnezeu același lucru face cu Adam. Întreabă Adam, unde ești? Adam strigă după tufară, aici sunt, Doamne. Deci prima șansă o da, da? Mai departe. Dar ce te-ai ascuns acolo? Întreabă Dumnezeu. Nu cumva ai mâncat tu din fructul ce l-ai interzis? A doua șansă îi dă. Și a treia șansă îi dă atunci când Adam încearcă să dea vină pe Eva și Eva dă vină pe șarpe. Trei șanse a dat Dumnezeu omului să-și recunoască greșeala. Și Dumnezeu era să ierte. Și mai mult decât atât vreau să spun un lucru. Deci Dumnezeu nu a pedepsit, nu l-a izgonit pe Adam pentru totdeauna. El a așteptat pe Adam și a plâns pentru Adam toată perioada de la creare până la Hristos. Și Hristos în contextul evanghelic și teologic este un nou Adam. A doilea Adam. Dacă prin primul Adam a păcătuit, a mâncat fructul acel interzis și oamenii au devenit muritori, au fost izgoniți din rai, prin a doilea Adam, Hristos, cum ți-am spus, s-a coborât la iad, parcă ar fi coborât cu ascensor, eu așa explic, da? Așa, în subsolul cel, în adâncime cei, și o de făcut pe om fericit, sfânt. Ca într-o șaptă. Și Eva, ca într-o șaptă, da. Și Eva, respectiv, noi spunem că este Eva cea veche și Eva cea nouă. Prin Eva cea veche, omul a devenit muritor, prin Eva cea nouă, Fecioară Maria, omul a devenit sfințit. Da. Nu știu câți dintre oameni cunosc numele adevărat, prenumele adevărat al lui Iisus. Eu cel puțin am studiat și am înțeles că este transliterat din ebraic în greacă. Da? Deci numele, prenumele lui adevărat ar fi Yeshua sau Yehoshua, precum și multe alte prenume ebraice, Simon, Petru, Shaul, Paul, Shlomo, Solomon și mai departe. Care e cauza? De ce noi nu spunem prenumele lor adevărate? Deci lucrul acesta, pe cât de interesant, pe atât de paradoxal, este în cultura noastră și lingvistică și teologică. Eu o să dau doar câteva exemple. În țările slave, noi avem numele Svetlana. Da? Uh-huh. România se practică numele de luminiță. În greacă ar suna Fotini. Același nume. Da? Dar diferite forme. Sergiu, Serge. Da?
Sergios în greacă. Același nume, dar diferite forme. Mm-hmm. Transliterare sau reprezentare lingvistică. Pentru mine tot interesant este treaba cu Sfintele Mucenițe Vera, Nadejda, Lubov și mama lor Sofie. În greacă ar suna Pistis, Agapis, Elpis și Sofia. Straniu că slavii au tradus primele trei nume, iar Sofie, care se traduce înțelepciunea, a lăsat-o. Și noi astăzi, că când te uiți în calendar creștin-ortodox, fie în România, fie în Moldova, fie în Rusia, apare așa, Sfinte Mucenițe, Vera, Nadejda, Lubov și mama lor Sofia. De ce nu a tradus și înțelepciunea, nu Sofia? Pentru că era și Sofia ca catedrală din Constantinopol. Și ca să nu încurci lucrurile acestea, a lăsat Sofia și mama. Pentru mine personal nu este o problemă cum te adresezi către Dumnezeu. Dar El te înțelege? Te aude? Păi El nu șede cu Google Translate ca să înțeleagă Maxim vorbește în română sau moldovenească sau în greacă sau în aramaic. Dumnezeu, hai să spunem așa, este polivalent, da? Și polilingvist, El înțelege vorba. Pentru că rugăciunea vine din inimă. Și atâta timp cât organul nostru acesta principal, inima, este organ al dragostei, el emană dragoste, Dumnezeu percepe lucrul acesta, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei. Și relația noastră se axează pe această undă, da? Iată cum comunic delfinii, da? Cum comunic animale, pe o undă de vibrație. Dumnezeu aude rugăciunea noastră atâta timp cât o spunem din dragoste și aude numele Lui. Chiar dacă El sună ca Jesus, chiar dacă El sună ca Iisus, Yeshua sau alte forme, Dumnezeu înțelege lucrul acesta. Pentru Dumnezeu nu este atât de important toate aceste puncte. Te rogi în genunchi sau în picioare sau culcat sau pișezute. Pentru Dumnezeu contează cum te rogi tu în inimă. Dumnezeu nu ședea cu corectorul sus și urmărește dacă Părintele Maxim a scăpat un rând atunci când o citit. Oamenii fac lucrul acesta. Pentru Dumnezeu contează rugăciune sinceră, relație sinceră care să fie cu El. Iarăși, repet, necondiționat, axată pe dragoste. Da, dar de ce totuși nu le-a păstrat așa cum este în iudaic? Pentru că eu mă gândesc că odată ce ei fiind evrei și evrei permanent au fost persecutați, ocărâți, urâți, mă gândesc că poate ar fi fost o frică de a nu destăinui faptul că toate personajele astea din Biblie, da, sunt evrei și să schimonoseze numele pentru, spunem așa, ascunde faptul că ei sunt evrei. Pentru că sunt sigur că în orice perioadă istorică, în orice epocă, totuși, ce ține de evrei era permanent cu grijă, cu atenție deosebită. Deci noi trebuie să înțelegem în ce epocă a trăit Hristos. Da? Dacă ții minte, în Evanghelie este scris că pe cruci, deasupra capului, a fost scrisă o tabliță, da? Care a însemnat o Pilat, în trei limbi, da? Da. Greacă, aramaică, romană și ebraică, evrească, da? Iisus de Nazaret, regele iudeilor. În trei limbi. Deci erau limbi de circulație. Limbi care se vorbea în spațiu și era accesibil pentru oameni din Imperiul Roman. Faptul că Hristos este iudeu este o chestie străină pentru creștinism. În creștinism nu există naționalitate. Ții minte că am spus mai sus cuvintele lui Apostol Pavel. Nu există iudeu sau elin. Noi suntem toți egali în fața Dumnezeu. Deci naționalitatea sau atribuție socială, etnică, dispar de momentul ce tu devii un singur trup cu Hristos. Hristos nu este iudeu, nu este roman, el nu este grec, el nu este român, el nu este rus.
deși se profanează pe alocuri lucrul acesta cu Rusie Sfântă, că Iisus a fost grec, el din Grecie vine, sau sunt niște ruși care spun că atât de sfântă limba această slavă veche, că mai nu Hristos a vorbit în limba slavă. Deci vă dați seama, deci lucrurile astea sunt străine Duhului evanghelic. Dar au fost momente în biserică primară când unii dintre ucenici nu au vrut să accepte să pătrundă alte etnie. Și a fost un conflict, un mic conflict, dar se numește primul sinod de la Ierusalim. Și acolo s-a discutat problema. Poate sau nu poate să vină alte persoane la creștinism fără ca să fie tăiați împrejur. Știi că a fost acest ritual, el este păstrat și astăzi în iudaism și, apropo, în islam. La băieți se face acel ritual a tăierii împrejur. Și atunci s-a spus că Hristos a fost împlinitorul legii. Și el a împlinit toate legile iudaice prin firea sa omenească. Și deja nu mai este nevoie de niciun fel de tăiere împrejur. Și atunci s-a pornit această realitate. Când biserica creștină nu trebuie să aibă loc a trebuire etnică, socială, educațională, că eu sunt cu doctorat sau cu patru clas și așa mai departe. Toți suntem egali în fața Dumnezeu și purtăm aceleași obligațiuni, drepturi și responsabilități. Fiind preot capelan, preot de penitenciar, adesea am avut în biserică unde fac slujbă în cinta penitenciară, am avut persoane musulmani. Fie că erau din alte țări, fie chiar erau din origini din țara noastră, care doreau să intre în biserică să se roage. Și mă întrebau, poate? Zic, intrați. Atâta timp cât nu vă încurc tot mediul nostru tradițional, intrați. Au intrat. Au stat și au ascultat ceea ce am vorbit eu. Desigur că nu au făcut semnul Sfintei Cruci, eu nu le-am stropit cu aghiazmă, nu am făcut nimic din ceea ce am făcut pentru restul lumii. Și la sfârșit am discutat. Și am încercat să găsim lucruri care ne unesc pe noi. Ce poate să unească pe noi pe toți? Dreptul de a iubi și de a ierta. Cum rămâne cu prezența icoanelor, hai să spunem așa, deși nu-mi place să spun pupatul moaștelor și așa mai departe. Nu vedem la catolici nicio icoană, niciun sfânt, chiar și Biblia a 4 sau a 5-a legii din Decalog, acolo spune să nu avem, să ne rugăm la un chip cioplit, da? Sau oricărui idol. De ce noi avem icoanele acestea? Pentru că nimeni nu cred că știe cineva cum arată Sfântul Petru sau Sfântul Pavel. Avem niște presupuneri, poate cineva i-a visat într-un bună noapte și dimineața a luat pensula, da, și l-a pictat. Probabil, nu se știe. Dar de ce noi avem icoane și ne rugăm la ele? Noi, de fapt, noi încălcăm regula cea mai fundamentală din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Nici de cum. Atunci când Dumnezeu a dat cele 10 porunci lui Moise și în această poruncă să nu faci chip ciopliți și nu alte seminare, el s-a referit la alți zei. Pentru că însuși lucrurile cioplite au existat în cortul evreiesc, în templu. Acei doi heruvimi care stăteau deasupra tablelor legii, acele imagini ale heruvimilor, ale îngerilor, pe pereți interior a cortului și a templului. Deci lucrul acesta a existat. Deci un pic noi ne-am deplasat de la conținutul acestei porunci, și se crede că noi facem idolatrie, adică ne închinăm la idol, la lucruri cioplite. În același timp, trebuie să menționez că au fost excese de-a lungul istoriei și astăzi aceste lucruri se repetă spre marea noastră rușine. Atunci când vorbesc despre excese și abuzuri, eu mă refer la faptul și cum ne apropiem de aceste lucruri,
sfinte și cum sunt oferite creștinilor noștri. Într-un an au fost adus particele de moaște ale fericitei matrone de la Moscova, la catedrală. S-au făcut cozi mari la catedrală, probabil că ai văzut cele rânduri de sute și mii de oameni care stăteau acolo cu nerăbdare să se închin la cele particele de moaște. Și am trecut și eu prin trea, cât că am avut treabă prin parcul central să ajung undeva, și am văzut două domnișoare. Îmbrobodite așa în grabă, în fustă, cum spune Urschi, nici nu s-a început de deja să termine, și cu țigară. Ele așteptau să treacă la moaște, dar nu aveau răbdare. De cine profanează în cazul respectiv lucruri sfinte? Și biserica, și însuși oameni. Biserica poartă mai mare vină, pentru că nu explică cum trebuie să vii acolo. Nu vii cum ai trage o țigară și te duci acolo să închin la Sfintele Moaște ca să ai noroc în viață, ca să te măriți, ca să ai copii. Deci trebuie să te duci la lucruri sfinte, într-adevăr, cum te duci la Dumnezeu, da? Dar nu că parc te duci, dar te duci la Dumnezeu, să îmbrățișezi pe Dumnezeu. Prorocul David într-un psalm spune, minunat este Dumnezeu într-o sfinții săi. Atâta timp cât noi avem comunicare cu sfinți, cu oameni drepți, biblici, post-biblici, din epoca bizantină, chiar și din secolul trecut, din secolul 20, în perioada Revoluției, în perioada pregoanei, noi trebuie să învățăm ceva de la ei. A crede, a iubi, a nădăjdui, a ierta. Iată rolul creștinului atunci când vine la biserică și se închină în fața unui chip, unui sfânt sau la Sfintele Moaște. Vreau să te corectez ceea ce ai spus de Biserica Catolică. În Biserica Catolică tot există icoane, tot există cultul sfinților, poate că noi am văzut în așa manieră cum avem noi astăzi în bisericile noastre ortodoxe, dar cum ele există. Și aici o paranteză. Da. Maria mai mult. Nu. Nu e vorba. E aceeași liturghie, aceeași adresare către Dumnezeu, numai că noi așa parcă am vedea. Că la noi tot majoritatea bisericii în Moldova sunt dedicate Maicii Domnului. Da, da. Da, Biserica Dormire, Maicii Domnului, Copermântul, Maicii Domnului, Naștere, Maicii Domnului, Icoana, Maicii Domnului și așa mai departe. Știi de unde vine termenul de Sfânt? El vine după Hristos. Apostolul Pavel, atunci când scrie epistolele sale, către Corinteni, către Galateni, el spune sfinților din orașul acela. Cine sunt sfinți? Cei care l-au îmbrățișat pe Hristos. Cei care s-au păcăit, cei care cred în Hristos. Acești divin sfinți. Cel care respectă poruncile Dumnezeu, cel care trăiește după legea lui Dumnezeu, el devine sfânt. Desigur că nu neapărat cu icoană. Deci e un cuvânt utilizat ca sfânt, ca un simbol a creștinismului. Ca un model. Ca un model. Ca un model. Și aici, încă o paranteză, dacă permiți, țin minte în epoca sovietică, noi am apucat o leacă din timpurile cele, tablă de onoare, da? Țin minte și prin centru, erau școli, instituții de stat, erau cele dăsca păciot. Cum crezi, de unde au luat sovieticii, comuniștii chestia asta cu dăsca păciot? În biserica creștină, în biserica ortodoxă. Lenin a consumat mult, s-a inspirat din creștinism. În special din Biblie, atunci când a spus că cine nu lucrează, tot nu ies, cine nu muncește, să nu mănânce, sunt cuvintele lui Apostol Pavel. Ni каждым с ни хлебом одним жив человек, а с кувинтил и Христос. Кто был ничем, тот не станет всем, а с кувинтил мой Луи Христос, что мы не пар. Деч, советичи, он локует иконостасу, а чел переть ку иконе, где авем ной в бисерик, он локует ку табло де онор. Când ne întrebăm noi în biserică, noi vedem acești pereți cu icoane. Ca regulă, ele sunt un pic mai ridicate decât ochiul, decât statura omenească. Dacă ai tras atenție la lucrul acesta, da? Deci da. Pentru noi, ei sunt ca o tablă de onoare, ca modele. Atingându-mă sau privind chipul unui sfânt, exemplu,
Dumitru sau Gheorghe, da? Cei mai cunoscuți în spațiul nostru, chiar și în biserică creștină. Au fost niște tineri care nu s-au temut să-și piardă carieră și perspectivă de succes în folosul credinței, mărturisire, dragoste față de Dumnezeu și față de aproape. Iată lucrurile care noi trebuie să învățăm. Noi nu trebuie să mergem orbit așa către icoană și să rotăm că așa trebuie. Ori de câte ori eu vin în fața acestui sfânt, eu mi-amintesc de viața lui. Ce-a făcut el? Și cum eu pot să mă asemăn cu acest sfânt? Prin ce? Nu neapărat că să mă cheme pe mine Dumitru, eu trebuie să mă rog la Sfântul Dumitru, da? Eu pot să fiu și Maxim să mă rog la Sfântul Dumitru. Să mă gândesc cât îndrăzneală a avut el și cât curaj a avut el în fața împăratului păgân să declare că eu sunt al lui Hristos. Viața mea aparține lui Hristos. Faci cu mine ce vrei, dar eu iubesc pe Hristos. Eu iubesc pe tine, eu iubesc pe toți ăștia păgâni, pe toți ăștia răzvrătiți, așa cum iubește Hristos. Iată ce trebuie să promovăm noi prin aceste icoane. Iar dacă icoane sau moaște devin doar niște atribute pentru a utiliza pofte sau necesități meschine ale creștinilor, atunci ele devin deja idol. Da. Ele devin deja niște atribute comerciale. Ele devin deja atribute de consum a populației. Mă duc ca să am noroc în viață. Mă duc că m-au auzit că faci minuni. Și te duci încă să verifici dacă faci minuni. Și dacă nu se întâmplă nimic, apare întrebarea. Nu sunt adevărate dacă nu s-a întâmplat nimic. Da. Dacă mâine, dacă într-o bună zi ai deveni metropolit, da? Trebuie să mă lepă de familie întâi de toate, că aș devin metropolit, dar nu vreau să mă lepă de familie. Aș vrea să te întreb prin da sau nu. Ai schimbat multe în sfera religioasă de astăzi? Întrebarea, ideea era că ai îmbunătățit înspre bine pe calea cea dreaptă, da? Sau ai lăsat totuși că, uite, lăsăm că și așa e bine? Fără doar și poate, nu că aș încerca, dar aș face tot posibil ca lumea să cunoască pe Hristos de aproape. Să aibă relația și contact viu cu Dumnezeu, nu unul abstract, nu unul magic, nu unul superficial, ci unul viu. Prin trăire, prin cunoaștere. Eu aș pune accent foarte mare pe cunoașterea Scripturii. La noi lumea nu cunoaște Scriptura. Aș pune accent pe educația și pregătirea slujitorilor, care trebuie să fie foarte bine documentați, foarte bine pregătiți. Și nu doar atâta timp cât au învățat la facultate 4 ani sau 5 ani, nu știu cât, ci perfecționare în continuu, așa cum este la medici, la profesori, la juriști. Aș pune un accent foarte mare pe aspectul exterior și interior a bisericilor. Să nu investim în cupole de aur, ci să investim în acte caritabile, în ajutorarea păturilor vulnerabile ale societății noastre, în a crea multe centre și cantine sociale pe lângă fiecare biserică. De a implica preoți în activități misionare, în stradă. Fiecare să iasă în stradă, să nu aștepte lumea să vină la biserică, așa cum fac alții. Noi așteptăm lumea să vină la biserică, lumea nu o să vină astăzi la biserică atâta timp cât nu o să iasă preot. Actualul Papa Francisc a făcut un lucru în premieră, excepțional. A ieșit în piața San Pietro, în Vatican, s-a așezat pe un scaun și a început a mărturisi toți oamenii care stăteau acolo. Deci el a ieșit din catedrală, din palatul lui, din tot mediul lui de confort, a ieșit în stradă ca să stea cot la cot cu oameni. În joia patimilor, el spală picioarele la deținuți, la migranți, la oamenii cei mai defavorizați, la oameni triști.
pentru ca să încurajeze, ca să le dea un motiv de a avea încredere în Dumnezeu în ziua de astăzi și în ziua de mâine. Iată lucruri care trebuie noi să le facem. Vorbim pe scurt despre botez, și anume despre plățile astea a botezului, a comuniei. Noi știm foarte bine că biserica este datoare, aș putea spune, dar este cointeresată ca cât mai mulți cetățeni să adere la credința ortodoxă. Pentru asta preotul și luptă zi de zi ca să ne aducă la cunoștință ceea ce este scris în Scripturi, în Biblie. Întrebarea mea, de ce totuși se practică aceste plăți? Ce ar trebui să facă un creștin în moment când îi se cere plată? În ce ipostază se află atunci creștinul? Ne imaginăm că toți creștinii sunt egali, atât material, financiar, spiritual. Ce trebuie să facă un creștin în momentul dat? Trebuie de învățat creștinii noștri să fie membri activi a comunității. Și trebuie să fie această relație între preot și creștin. Atâta timp cât preotul nu cunoaște pe creștinii săi, pe membrii săi, pe inureașii săi, o să fie această relație comercială. Păi bine, Chișinău are 800.000 de cetățeni. Cum să-i cunoască preotul pe toți? Păi trebuie să formeze comunități. Noi am construit biserici, dar nu am construit comunități. Noi nu avem familii. Noi nu avem familii creștini. Noi avem doar vizitatori care vin epizodic de la caz la caz ca să-și acopere fobiile sau interesele personale în biserică. Și atât. Ei nu sunt membri care alcătuiesc această biserică. Ei nu știu cu ce se confruntă biserică, ce cheltuieri suportă această biserică. Ei nu participă la alegerea Consiliului Parohial. Știi de așa ceva? Există. Pe lângă fiecare biserică trebuie să fie Consiliul Parohial care este ales de adunarea creștinilor. Deci oamenii trebuie să formeze comunități. Noi întâi construim biserică și pe urmă căutăm creștini. Întâi trebuie de adunat comunitatea creștină. Și apoi această comunitate spune, noi vrem biserică. Cât sunteți voi? 10 persoane. Păi pentru 10 persoane e destul o biserică 3-5. Vă ajunge? Nu! Noi vrem o catedrală mare. Păi stați o leacă. Voi sunteți doar 10. Dacă sunteți 1000, atunci construiți pentru 1000. La noi se construiesc biserici mari, dar acolo ele devin goale. Ai spus că 800 de mii de locuitori, aproximativ, da? Și aproape 80 de biserici avem în Chișinău, aproximativ. Calculează repejor. Cam câtă lume poate să încapă în aceste biserici, dacă ne considerăm a fi ortodoxi? 97%, da? Da. Deci ar trebui încă mai mult, mulți sunt la 10. Dar ele nu sunt pline în zile de duminică. Cât încapă într-o biserică? Câți oameni? Nu știu. 1000? Nu. Într-o biserică nu. La mine în biserică încap 300? Maximum 300. 250, așa. Da, să imaginezi câte biserici ar trebui să fie, dar mergi duminică și vezi câți creștini sunt în realitate în zile de duminică. Iată de unde vine problema. Și atâta timp cât creștinul nu este afiliat, nu are o atribuție la comunitate și îl migrează de la o biserică la altă, se cunună la o biserică, botează la altă, se mărturisește la altă, el nu cunoaște preotul și preotul nu cunoaște. Și există această relație comercială. În mod normal, el nu trebuie să plătească absolut nimic. Hai să spunem despre o donație, da? Faci o jertfă. Dar în mod normal, el trebuie să fie plătitor, contribuabil, lunar sau trimestrial. Nu vorbim despre zeciuială, dar vorbim despre o contribuție binevolă care poate și vrea să oferă om, știind că din banii lui și din banii altor vicini, colegi, care sunt membri acestei biserici, să fac următoarele activități. Atât îți plătește salariul pentru preot, pentru cor,
atâta se cheltuie pe lumină, gaz, apă și alte cheltuieli și atâta se face pentru a întreține cantina socială, școală duminicală, ajutor pentru persoane în etate și așa mai departe. Iată. Și când o să apară această transparență, chiar dacă economia o să fie cu taxă, da, spunem formal, omul o să știe că el a dat acești bani și acești bani au ajuns undeva. Dar în mod normal noi trebuie să revenim la lucruri adevărat evanghelici. Când omul nu plătește pentru că el vrea acest botez sau această economie sau mormântare, ci pentru că el participă la viața comunității. Ar fi frumos așa că preotul să te întâmpine și spună, uite, dragi creștini, plătiți pentru asta, asta, asta și plătiți cât doriți. Știi? Frumos ar fi, într-adevăr, pentru că omul atunci altfel înțelege lucrurile. Într-adevăr, dar eu te asigur că omul, dacă ar ști unde se duc bani, el ar da și mai mult. Corect. Pentru că el știe că suma lui s-a dus acolo unde trebuie, unde el vrea singur să ducă. Și el singur o să ia decizie, părinte, noi nu trebuie cupole acum de aur. Da, să deschidem o curățătorie socială. Noi avem un număr de familii săraci și în această curățătorie putem să spălăm haine, de să cumpărăm o mașină de spălat mai bine, de să cumpărăm alte lucruri necesare pentru viața comunității. Tu ești sprijinit de comunitatea ta? Cum ai fost aleasă? La noi nu există la moment în metropolie chestia asta cu alegi. Deci noi suntem numiți ca militari, în deplasare. Dar comunitatea mă susține atât cât mă susține. Eu încerc să redau mesajul corect, așa cum consider eu că e bine pentru noi toți. Desigur, sunt cei care nu acceptă ideile mele sau proiectele mele, sunt cei care mă critică, sunt cei care fug de la mine. Sunt diferiți. Deci este diferesc, pentru că nu toți suntem egali. Ai vrea să-ți construiești propria biserică, mă rog, cu ajutorul comunității? Biserica în care activez eu acum este una neîncăpătoare, una la mână, a doua... Ai vrea să lărgești? Nu pot să lărgesc pentru că ea este monumentul curții de stat. Aha. Statul nu permite să intervin în lucrări de modificări și consolidarea a construcției. Construcția este avariată, este într-o stare foarte deplorabilă. Pentru că o perioadă foarte delungată din epoca sovietică, ea nu a funcționat și a fost așa lăsată voie soarte. Și centrul acela care construim, noi acum ne axăm doar pe activitatea socială. Noi vrem să vedem, să pornim lucrurile care vrem să facem. Și ultima, ai editat o carte. O carte interesantă, după părerea mea. Nu știu dacă o ai acum. Am cu mine. Că... Am cu mine. Da? Vrei să s-o arăt acum? Da. Tu poți să... Întrebarea mea... Vrei să scoți și... Da, să scoți și să încheiem. Da. Deci ai editat o carte. Recent, 20 de sfaturi pentru femeile creștine. Ceea ce ai scris tu aici sunt viziunile tale proprie cum ar trebui să fie o credință adevărată pentru anume pentru femei, da? Sau și pentru bărbați. Și dacă da, nu ai fi tu acel primul care într-un fel sau altul ai porni o schimbare, ceea ce ține o renovare, un progres în cadrul bisericii. Lucrarea mea nu este o revoluție. Nu este o reformă. Deci mă înțelegi foarte corect, eu nu vreau schimbare. Eu vreau revenire la autenticitatea. Ceea ce a fost cândva. Da, ceea ce a fost până a interveni unele lucruri care au apărut și s-au făcut așa ca un strat de mituri, de obiceiuri, de tradiții, de stigme, de stereotipuri. Și peste care noi nu mai vedem adevărul, nu mai vedem pe Hristos, nu mai vedem biserica așa cum ea a fost cândva. Deci cartea mea nu este o bombă prin care eu vreau să schimb ceva. Eu vreau doar să redau un mesaj
corect, așa, nu doar cum văd eu sau cum percep eu, eu mă refer și la tradiția bisericii, eu m-am axat și pe cuvântul biblic și am demonstrat așa cum trebuie să stea lucrurile în realitate. Bineînțeles că nu toți acceptă ceea ce vreau să spun eu. Asta. Cine să se conducă după cartea ta sau invers, tu trebuie să te conduci după cărțile lor. Aici pare o dilemă. Eu nu voi ceda niciodată pentru că știu că ceea ce am scris eu este corect. Pentru că m-a axat pe principii scripturistice. Eu nu dețin adevărul. Hristos deține adevărul. Și eu sunt competent să răspund la întrebări și la provocări și la critici constructive. Nu critici de este banale, care sunt adresate în privat sau în public, că eu sunt eretic, că eu sunt ecumenist, că eu sunt schismatic, că eu sunt revoluționar. Nici de cum. Dacă vrea cineva să discute cu mine, să discute cu mine deschis. Dar ca regulă știi cum se întâmplă? Îmi scrie cineva un comentariu, mă face praf și când întreb eu ceva, da, de ce așa? Mm-hmm. Îmi spun, iartă-mă, Doamne ajută și închid discuția. Nu, deci nu ajung că oamenii să discute mai departe și discute într-un mod real, într-un mod constructiv. Dar să arunce cu replici și oricare poate să arunce. Care e situația cu cartea dată? Adică ai undă verde, ai un feedback pozitiv? Sau totuși simți că mai sunt careva reticențe din partea unor persoane care te condamnă la ceea ce ai scris, ceea ce ai spus? Chiar dacă este un adevăr. Am înțeles. Feedback-ul din partea cealaltă a taberei eu nu am primit. Încă. Încă. Dar au primit cărți să citească. Poate și au primit, nu știu. Eu nu am pus în vânzare. Nu în vânzare, nu neapărat. Nu, deci aceste cărți sunt doar în biserica mea. Mm-hmm. Sau dacă mă sună cineva sau îmi scrie cineva că vrea această carte. Eu de ce zilnic eu primesc acele solicitări și mesaje de la oameni care eu nu-i cunosc, care au spus că m-au văzut la Dora Show, care au citit undeva pe internet despre cartea respectivă, și îmi solicită această carte. În stradă, în supermarket, în centrul oraș, mă întâlnesc cu oameni și îmi solicită și îmi întreabă dacă nu aveți carte. Eu de asta și spun încă o dată că parcă tu spui adevărul, dar alții continuă, alți preoți, spunem, continuă să o facă ceea ce a fost până acum. Tu însă... Pentru că le convine chestia asta. Și atunci, imaginează-ți că peste un timp vine foarte multă lume la tine acolo, la biserică, ce se întâmplă ăștia? Mai, dar ăsta mi-a luat toată comunitatea. Nu și a vecinul, vecinul din dreapta și a vecinul din stânga. Nu se întâmplă. Dar de ce e așa? Eu mă înțeles. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că eu niciodată n-am făcut critic în adresa cuiva. Eu, din contră, îndemn oamenii să frecventeze biserica regulat oriunde ei se duc. Oriunde eu fost până în prezent, dar să duc conștient. Eu nu am spus, veniți la Ghidighici, că la mine tot în regulă, la mine tot e perfect. Iacă citiți cartea asta, este ghidul și veniți pe urmă la mine. Eu n-am făcut lucrul acesta niciodată și nu voi face. Eu doar vreau să trezesc conștiința oamenilor și responsabilitate pentru faptele lor și pentru credință care au ei. Dar nu am făcut această chemare la Ghidighici, veniți toți la mine, că eu vă aștept cu brațele deschise. Dacă vrea cineva, poftim. Dar te asigur că este foarte dificil să vină lumea din altă localitate la Ghidighici. Sunt prea departe. Și ultima întrebare ca să încheiem. Deci, tu chiar crezi în Dumnezeu? În sens că nu ai niciodată dubii. Nu îți pui întrebări. Sau poate ți-ai pus vreodată, mai chiar există Dumnezeu? Sau poate nu există? Ce fac eu? Cu ce mă ocup? Oare propovăduiesc eu corect? Deci, ca să înțelegi, totuși ai luat în foarte, foarte serios meseria pe care tu o deții, pentru că se spune că preoții duc cu o responsabilitate dublă față de oricare alt cetățean simplu, pentru că el este cel care răspunde, da? Pentru, hai să spunem, comunitatea care ți-a ales-o sau pentru oricare creștin căruia îi dă povață.
cred că dacă s-ar găsi un preot care ar spune că nu a avut niciodată dubii sau îndoieli, fie că minte, fie că nu are credință vie. Pentru că credința este așa, pe amplitudă. Astăzi tu crezi, mâine poți să nu ai încredere. Și un om care se roagă sincer la Dumnezeu, care citește Scriptură, fără doar și poate îi se trezesc unele întrebări. Și provocarea aceasta uneori este benefică pentru mine special. Să ne apară în gând ce fac eu și dacă fac corect. Pentru că dacă trăim în starea aceasta de iluzie, că uite că totul este perfect și eu fac totul corect, eu zic ca să vin de la Satan. Mm-hmm. Pentru că nu spui niciodată întrebare, păi stai uleacă, ceva nu e în regulă. Noi spunem că 97%, dar eu am numai 100 de oameni la biserică, din 5.000 locuitori a satului Ghidighi, ceva nu este corect. Ceva nu fac eu corect. Nu explic ceva oamenilor așa cum mă trebuie. Nu am comunicare vie. Am făcut din slujirea mea o meserie, cum ai spus tu, da? Că asta e slujirea, asta e vocația, asta e chemare. Nu este meserie. Ceva nu este în regulă. Și atunci eu stau și mă gândesc. Doamne, ajută-mă să văd calea adevărat. Să merg corect. Participă în viața mea ca să aduc pe oamenii la conștiință, la adevăr, la credință. Să fac cunoscut oamenilor Hristos Evanghelie, nu cel care este prin povești, prin pilde și prin bancuri. Deci eu consider că în orice inimă, inima fiecărui creștin, preot, trebuie să apară aceste lucruri. Și nu trebuie să teamă, ci din contră trebuie să se bucure atunci când apar aceste sentimente. Și trebuie să se asigure din timp că lucrul acesta va avea loc în viața lui, pentru că este normal. Ceea ce spune despre dublă sau triplă responsabilitate, undeva ești corect, undeva poate este exagerat. Pentru că eu sunt așa creștin cum sunteți și voi toți. Eu nu mă deosebesc. Nu am mai multe capacități, nu am mai multe... Cunoști mai multe, poate că... Dar noi trebuie tot să cunoaștem lucrul acesta. Da. Aici e o dilemă, da? Cine ne oprește pe noi să învățăm studiem toate lucrurile, să studiem? Deci teologie, școală teologică, da, este pregătirea preoților. Dar cunoașterea lucrurilor care au loc în biserică este responsabilitate pentru toți creștini. Și ne pare foarte rău că creștinii noștri nu cunosc credință. În cine cred, da, și cum trebuie să cred. De ce apar atâtea superstiții, basme și lucruri urâte care au loc, au pătruns ca o metastază în biserică creștină? Și lumea are frică să vie la biserică, la Hristos, din cauza preotului. Din cauza că preotul o să privească, nu știu cum așa, pentru că o să spună ceva, sau o să întindă mâna, sau o să facă altfel decât ar vrea el, sau decât s-a așteptat el.